prima experiență de care să l-a contat pe lume. Să eram la o persoană. Bună ziua, mulțumim mult că sunteți la ceva în urmă între voi. Acum ne vedem poate puteți să vin de mat, dar că tu ești un plăciescu de venit istoric. Pentru că foarte mult timp, în fosta casă de cultură a Bihocului, se organizează o expoziție de ordine națională. Am fost titlul rogat pe care am spus aici și ne gândim cu acele expoziții, dar este un moment totuși extraordinar pentru noi, ca și comunitate, m-ar presupune să aducem o expoziție atât de valoroasă. Eu sunt istoric de meserie, deci spuse cum am prezentat, sunt un moment din care trebuie să studiu direcție de cultură a primăriei de joc. O să dau cuvântul în care cu el normal în care de pe cazul domnului primar să vă spun câteva cuvinte, după care, pe rând, o să ia cuvântul doamna Bacar, care este specialistul nostru și persoana care, specialistul care a stat alături de festivalul nostru și a făcut posibil această expoziție și domnul Radu Lăgescu, de asemenea unul care a stat în spatele și festivalului de film cu alte evenimente deosebite, dar și în spatele acestei expoziții, care vreau să aibă un lucru mai frumos.
N-a fost plâns niciodată, n-a